Stimată comunitate Vocea Creștinilor, vă salut de aici, din Yad Vashem, în Ierusalim. Suntem împreună la Memorialul Holocaustului, locul unde am venit în mod special pentru a mă reîntâlni cu amintirea străbunilor mei. În 1942, în luna ianuarie, a fost dat un decret prin care sistemul nazist a transmis tuturor aliaților și partenerilor săi necesitatea epurării etnice, prin care s-a stabilit practic ca 11 milioane de evrei să fie executați, să fie șterși de pe fața pământului. Și totuși, Dumnezeu, pentru că a hotărât prin decret divin să nu ne piardă niciodată, El, Dumnezeu, care ne-a promis că ne va scrie numele în casa sa, în țara sa, între zidurile casei sale, un nume care va dăinui veșnic. Iată că ne-a păstrat. Și de aici, din Ierusalim, un oraș care a reînflorit, un oraș care este plin de bucuria vieții. Vă spun tuturor, există speranță în Dumnezeu, există speranță în Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, care nu departe de acest loc a fost executat la rândul ei, dar pentru că în El nu s-a găsit vină și păcat, a înviat și prin viața Lui de acum avem și noi garanția vieții veșnice. Iubiții Domnului Iisus Hristos, prieteni de pretutindeni din această lume, de aici, din locul în care poporul evreu își aduce aminte de strămoșii noștri, unii ajunși cenușă, alții ajunși scrum, alții transformați în săpun de aparatul de opresiune nazist, iată că vă transmit această flacără a speranței, pentru că în Dumnezeu nimic și nimeni nu se poate ofili. În Dumnezeu va exista mereu viață veșnică și așa cum poporul acesta străbun a renăscut din propria ei cenușă prin puterea lui Dumnezeu, așa și tu, acolo unde ești, prieten al Genesis, prieten al Vocii Creștinilor, prieten al lui Dumnezeu, și tu vei dăinui veșnic. Fiți binecuvântați!